Salutare, suflet frumos, și bine te-am regăsit la o nouă citire în tarot. Eu sunt Cristiana, iar etalarea de astăzi este pentru Zodia Taur, îndrumarea pentru luna decembrie, soarele, luna și ascendentul. Încep etalarea de astăzi cu un mesaj din oracolul vieții dumnezeiești pentru a vedea care este îndrumarea divină pentru tine în luna prea multe cărți, în luna decembrie, Zodia Taur, care este mesajul. Deții puterea de a rămâne acolo unde într-adevăr este necesar să fii, mai ales atunci când ești inspirat și ghidat de Dumnezeu. Te-ai obișnuit să pleci atunci când situațiile nu sunt așa cum ți-ai fi dorit. Să știi că ai puterea de a rămâne și de a trăi situația conștient pentru a face o alegere înțeleaptă ulterior. Ce înțeleg din acest mesaj este că atunci când lucrurile nu se conectează așa cum ai fi vrut tu, renunți, nu mai ai răbdare să acumulezi toate datele de care ai avea nevoie ca să iei o decizie în aliniament cu sufletul tău. Deciziile, în general, noi le luăm în impulsivitate, în moment, conduși de furie sau conduși de mândrie și orgoliu, fără să analizăm cu adevărat lucrurile. Însă, clar, mesajul vine și îți transmite că acolo unde este necesar să fii, ai puterea de a rămâne, ai puterea de a prelua tot ceea ce ai de învățat de la situația respectivă, fără să-ți fie teamă de a fi rănit sau orice temere te conduce pe tine atunci când iei decizii impulsive. Deții puterea de a rămâne acolo. Hai să vedem mesajul din cărticică și am să închei citirea astăzi tot cu un mesaj din oracolul Puterea tainică a energiei sublime dumnezeiești. Hai să vedem ce îți transmite acum acest card cu deții puterea. Este posibil ca în adolescență să fi plecat pentru a scăpa de controlul familiei tale. Este posibil ca fuga în acel moment sau în altul să fi fost pentru tine cel mai bun mod de a depăși o situație care devenise intolerabilă. Atunci nu puteai opta cu adevărat. Totuși observă diferența. Ca și copil, adolescent sau chiar ca tânăr adult, tu nu aveai niciun drept la replică și nici putere. Astăzi este altfel. Liniștește-ți copilul interior. Dacă o iei la sănătoasă și nu ești într-o situație de pericol, el va crede că aceasta este singura modalitate de a face față unei neplăceri, unui conflict, unei stări de disconfort. Da, este important să conștientizezi că în momentul în care îți vine să o iei la sănătoasă este pentru că ești într-un survival mode, da? Într-o stare de supraviețuire, este un reflex de supraviețuire ce clar are o rădăcină undeva în trecutul tău. Și atunci tu te convingi pe tine că cea mai bună soluție pe care o ai este de a fugi și de a pleca. Uneori ăsta este cel mai bun lucru pe care l-ai putea face pentru tine, mai ales dacă de-a lungul timpului ai încercat să înțelegi, să rezolvi situația ta, însă trebuie să îți folosești discernământul în anumite situații și să înțelegi dacă momentul respectiv este cel final sau mai ai de trăit și alte momente pentru a întregi puzzle-ul vieții tale, pentru a înțelege exact ceea ce tu trebuie să înveți ca și lecție pentru a merge mai departe către evoluție. Tu îți spui că dacă pleci, totul se va rezolva de la sine, însă în esență tu fugi de problemă și nu îi faci față.
numai puțin. Se curăță pe scară și, bineînțeles, Pablo este aici paznicul de serviciu, ca nu cumva cineva să ne atace. Da, ziceam că atunci când iei decizia de a pleca, tu de fapt crezi că gata, ai plecat, s-a rezolvat situația, pe când tot ceea ce faci este să fugi, să nu faci față emoțiilor tale, fugi în speranța că nu vei mai suferi, însă tot ceea ce rămâne nerezolvat va reveni sub o formă sau alta pe viitor, se va întoarce către tine. Nu mai bine stai și rezolvi problema, închei acest ciclu karmic și mergi înainte către noi experiențe. Tu ai impresia poate uneori că nu ai de ales, însă întotdeauna ai de ales. Întotdeauna ai de ales de a învăța lecția. Și lecția se învață cu prezență, cu conștientizare și foarte multă luciditate. Trebuie să-ți pui o întrebare importantă. De câte ori ai plecat crezând că situația se va rezolva și de fapt tot ceea ce s-a întâmplat a fost ca acea situație să revină din nou pe viitor în viața ta? Adică este momentul în care nu mai repeți istoria. Dacă, uite, trebuie să iei o decizie, da? Pentru că doiul de spade te arată la un moment de răscruce, de cotitură în viața ta și ai varianta deja cunoscută ție și ai cealaltă opțiune viabilă acolo pentru tine. Asta și a-ți rezolva problema nu înseamnă a accepta agresivitatea altor persoane sau, nu știu, manipularea lor, ci mai degrabă de a înțelege tu de ce lucrurile alea tot apar în calea ta. Îți arată că tot ceea ce apare și reapare și se tot întoarce în viața ta este pentru că nu a fost construit în energia divină, în iubire, în temelii puternice, ci că totul a fost construit în măști puse, s-a tot pretins tot felul de lucruri sau tot pretins tot felul de lucruri și atunci acele temelii ele trebuiesc dărâmate ca să poți învăța să creezi diferit, cu mai multă răbdare. Cu mai multă răbdare, cu mai multă atenție, cu mai multă luciditate și prezență în viața ta. Să înțelegi că tu ești meșterul realității tale, tu ești cel care construiește fiecare moment în parte prin prezența în fiecare moment, prin înțelegerea fiecărui moment în parte, pentru că nimic nu este întâmplător, nimic din ceea ce îți bate la ușă și apare în calea ta nu vine din pură întâmplare. Este fie să-ți arate ceva, fie să-ți confirme ceva, da? Totul vine cu un scop. Tu trebuie să-i descoperi scopul de fiecare dată, tu trebuie să fii prezent în energia momentului acum pentru a lua cele mai bune decizii pentru tine în fiecare moment. Ești la un moment în care atunci când vei avea curajul să scapi de această energie a victimei și îți vei însuși lecțiile din spatele acestei acestui personaj de victimă pe care uneori îl accepți ca fiind tu, da? Când înțelegi că fiecare lovitură trecută a fost de fapt roditoare vieții tale, că fiecare lovitură primită care te-a condus în această stare a victimei și în această stare a omului dărâmat a fost tot ceea ce tu aveai nevoie ca să crești, ca să înțelegi, ca să percepi realitatea, atunci vei putea crea acele fundații puternice pe care acum nu le ai, da? Luând o altfel de atitudine în momentul ăsta de a face lucrurile diferit și a nu mai lua la fugă și a nu te mai ascunde de realitate, vei putea
crea această stabilitate. Acceptă-ți rănile trecute, acceptă-ți experiența, însă uită-te la fiecare în parte ca la cea mai mare binecuvântare a vieții tale. Dacă vezi aici, da, fiecare bâtă în parte înflorește, asta înseamnă că fiecare experiență care m-a lovit, da, și care m-a rănit, de fapt m-a ajutat în esență, m-a făcut să înțeleg viața cu alți ochi, să trăiesc în adevăr, să mă trezesc la realitate, să nu mai trăiesc în iluzie, să nu mai trăiesc în minciună și să ajung la succes, da? Vezi cum acest călăreț se uită către da, către el și îi spune: ești pe drumul cel bun, uită-te, sunt bine, sunt recunoscut tot ceea ce am trăit, am creat abundență în viața mea, am creat succes în viața mea, am creat reușită. Mergi înainte, nu te împiedica de aceste probleme, pentru că ajungi aici, da? Iar acest moment, el va fi recunoscut de către cei din jurul tău ca și curaj, ca și reușită, pentru că prin propriul tău exemplu poți arăta și altora că se poate reveni din întuneric atunci când îmi accept viața cu tot ceea ce îmi oferă, atunci când îmi dau voie să vindec toate rănile din trecut, atunci când nu mă mai identific în durerea trecutului meu, nu o mai lua la fugă. Per total, ăsta este mesajul pentru tine. Rămâi și privește situația în totalitate, nu la suprafață, pentru că atunci când privim la suprafață, lucrurile ne lăsăm păcăliți de iluzie, da? Vezi ceea ce se repetă în realitatea momentului acum pentru tine. Mai trebuie să știm ceva. 8-ul de spade vine în continuu în aceste etalări. El arată posibilitatea pe care o ai în acest moment de a te elibera de aceste energii joase, să scapi de acel sentiment de neputință, să înțelegi că nu ai niciun sens să simți teamă de eșec, pentru că în poziție dreaptă arată nesiguranță, faptul că prin propriile credințe, acțiuni, decizii, tu nu faci altceva decât să te blochezi singur, să te menții legat la ochi și să nu vezi realitatea pentru ceea ce este. Și atunci tot ceea ce faci este să renunți înainte de a fi rănit și mai mult sau din a frica de a nu cumva eșua. Însă nu ai puterea asupra situației din viața ta, nu ai niciun control asupra situației din viața ta, însă ai control asupra vieții tale și a felului în care acționezi și reacționezi în fiecare moment. Prin a lăsa lucrurile să ți se arate, tu ai capacitatea de a depăși această energie stagnantă din sinea ta, o energie a trecutului tău. Ceea ce te-a ținut pe loc până acum te poate scoate din această energie, din acest blocaj. Este în primul rând un blocaj mental, pentru că fiecare moment în care alegi, te lași condus de minte și nu de sufletul tău. Ultima carte ca și sfat pentru tine din tarot. Înțelege această idee a stabilității pe care o ai și mare atenție la ceea ce păstrezi în mintea ta, ceea ce păstrezi în sufletul tău și ceea ce păstrezi ca și acțiune pe mai departe, pentru că ceea ce faci pe mai departe pleacă de aici, da? din conexiunea dintre cele două. Ele acum sunt deconectate. Ai o idee greșită asupra lucrurilor și trebuie să-ți reevaluezi credințele și perspectivele tale.
Hai să vedem oracolul, puterea tainică a energiei subtile, dumnezeiești, ce îți spune, transformare. Este momentul transformării, este momentul în care folosești puterea iubirii ce se lăsluiește în tine pentru a trece dincolo de iluzii și de a păși în lumina conștiinței. Înțelegi că fiecare moment de dezechilibru este un moment de renaștere, un moment de creștere în conștiința ta, un moment de evoluție, nu involuție. Nu este momentul să fugi, ci este momentul să accepți și este momentul să îmbrățișezi această situație, această energie din viața ta, să-i descoperi rădăcinile pentru a putea vindeca și pentru a te elibera pentru totdeauna de ceea ce a tot stat în corpul tău, în viața ta și te-a condus în continuu și în continuu. Hai să vedem mesajul ce îți transmite această transformare. Această viață este o parte a progresului sufletului tău. Gândul conștient pe care îl recunoști în acest moment face în veșnicie parte din evoluția sinelui tău dumnezeiesc, la fel cum omida sfârșește prin a se transforma în fluture și tu te trezești la adevărata natură esențială a ta, care este dreptul tău din naștere. În timp ce treci prin acest proces de trezire, alte ființe îți vor vedea lumina și îți vor simți iubirea. Energia nefastă care se întoarce la tine îți încetinește creșterea. Așadar, trebuie să recunoști ceea ce se tot repetă în viața ta și ceea ce te blochează pentru a avea cu adevărat capacitatea de a face lucrurile diferit. Te îmbrățișez cu iubire și lumină divină. Eu am fost Cristiana. Aș aprecia dacă apeși butonul de like și ne lași un comentariu cu un emoticon. Iar dacă îți dorești o citire în privat cu mine, te aștept să faci o programare pe site la portalcătrerealitate.ro. Bineînțeles, m-aș bucura dacă vrei să împărtășești cu noi conștientizările tale, gândurile tale și tot ceea ce simți că este necesar ca tu să exprimi în acest moment. Dă drumul la iluzia în care ai trăit și nu uita că deții puterea în fiecare moment și în fiecare alegere din viața ta.